Te gândeai că o să vină la București, că o să se ajungă la nivelul ăsta, că pare că, nu știu, se trag ultimele, se finalizează ultimele detalii legate de contract. Am spus-o chiar aici, că cred că a fost o discuție preliminară, înainte ca Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță să meargă la Nice, parcă, da. Nu? Pentru că dacă ar fi fost diferențe foarte mari, vorbesc de ordin financiar, pretenții salariale mult mai mari ale lui Bellamy față de ce putea să ofere federația, nu cred că avea sens excursia până acolo. Dacă se materializează și Bellamy semnează contractul de selecționer al Naționalei României, nu am în garderobă pălărie, dar mă duc și mi-achiziționez una ca să pot după aia să o scot în fața celor de la federație. Cred că este o variantă neașteptată și cel puțin la ce știm noi despre Bellamy, pare varianta cea mai bună la momentul ăsta. În condițiile în care s-au vehiculat nume de antrenori fără experiență, antrenori care erau foarte accesibili și care își doreau să ajungă la echipa națională, mai mult își doreau să lucreze, primul. Să-l aduci pe Bellamy, chiar dacă nu are angajament de câteva luni, dar nu pot spune că nu are angajament, cum era Daum care era lăsat. Pentru mine Daum a fost o eroare mare. Poate ar fi fost bine de adus atunci Ladislau Bellamy. Da. Dar cred că e... Eu cunosc medici de septuagenari și cunosc și tu. Cunosc și tu. Care sunt din ce în ce mai buni pentru, și performează pentru că se documentează, învață și se perfecționează. Iar eu nu cred, cred că Ladislau Bellamy, care este întâmplător și medic, e stomatolog, printre altele, e genul de om care se încearcă să se perfecționeze. Nu-l văd vreodată abandonând și stând relaxat în recamie. Nu, îl văd tot timpul uitându-se la fotbal și pentru că el muncea când era selecționer. Chiar muncea. Da. Și asta o spun, eu eram la Galați atunci conducător și numai de câte ori am vorbit eu cu el pentru trialuri, să vină Boștină, Boștină n-avea pașaport, după aia și-a făcut, l-a uitat acasă, în fine. Eu salut inițiativa și m-aș bucura foarte mult ca el să vină selecționer. Eu am mai zis, nu știu, poate oamenii nu s-au uitat la emisiunea respectivă, dar eu eram tânăr reporter, da, când a venit Bellamy la Națională și eu țin minte metodele lui, pe mine m-au cucerit. Da. Pentru că era ceva, cel puțin, după fiecare trial de la organizat, Bellamy împărțea ziariștilor câte o mapă cu concluzii. Cu un text și scris de el. 20 de ani de atunci, mai bine. Da, da. Adică ce da. Discutăm noi la acum 20 de ani. 20, da? Și venea... Abia se firipa netul, nu prea exista net la exact. Vremea aia. Exact. Și omul venea și ți explica, avea o sinteză scrisă de el în care ți explica pe fiecare în parte care au fost motivele, ce au urmărit de la fiecare. Adică era o treabă de asta de era avangardist realmente. Pentru perioada, cel puțin la nivel de echipa națională la noi, nu era închisă toată povestea și nu avea acces. Și ce a făcut el atunci pe mine m-a cucerit. Și acum vreau să venim la să încercăm, pentru că am făcut un set de criterii pe care vreau să le discutăm, care par importante pentru un selecționer. Și vreau să le discutăm și Meme, am să te rog pe tine dacă poți să-i dăm da. Cât o notă de la 1 la 10 pe fiecare palier în parte. Și am luat așa experiența profesională, am luat cunoașterea fondului de jucători, comunicarea cu conducerea în general, comunicarea cu jucătorii, comunicarea cu media, metodica și stabilitatea totodată. Pentru că sunt câteva, la unele dă cu plus, la unele nu neapărat dă cu plus, dar aș vrea să începem cu experiența, pentru că... Note de la 1 la 10? Păi nu putem să... Acum... Sigur că nu putem să discutăm de experiență ca selecționer, pentru că a avut un mandat scurt. Da. Dar, până la urmă, că și eu mi-am dat seama că la un moment dat am exagerat când spuneam că, dom'le, nu e meserie diferită. Da, e, într-adevăr, o
metodică diferită de a lucra, dar până la urmă n-a existat niciun selecționer fără să fi fost antrenor. Că nu, adică au fost, dar au fost foarte puțini și, nume uriașe. Beckenbauer a luat o invers, cred că a fost un selecționer și după aia antrenor. Da, bine, au fost, dar prea puțin ca să spui că, mă rog, contează, mai degrabă au titlul de excepție. Are o 10 la experiență, pentru că nu numai faptul că a fost un antrenor cu rezultate, că încă o dată este foarte important. E adevărat că a luat titlul în Belgia și Belgia un campionat peste campionatul nostru, dar este mai important și mai valoros faptul că a luat cu o echipă care nu era favorită la titlu. A luat cu Standard Liège, n-a luat cu Bruges sau cu Anderlecht. Corect. A luat cu Sporting, n-a luat cu Benfica sau cu Porto. Adică el a făcut performanțe mari acolo. Iar după aia, uite, mă spuneam, a fost la PAOK, n-a făcut, la PAOK a încheiat campionatul. Exact ce ai spus mai devreme. Absolut. Nu e, a plecat de la echipa națională. Dar cred eu că atunci a fost o eroare. Trebuia prins în contract să nu poată pleca. Uh-huh. Adică dacă dai posibilitatea. Era antrenor relativ tânăr atunci, era sub 50 de ani. Da, păi venise de la Nancy. Sub 50 de ani, a avut mandat lung la Nancy. Oricum a jucat foarte mult, a fost longeviv ca jucător. Nu era un antrenor cu un CV impresionant. Și atunci ar fi trebuit să blindezi contractul. Sub nicio formă să nu-l scapi după, nu știu, un an de zile cât a stat atunci, că nu mai știu exact cât a stat. În fire, a stat puțin. Și aici răspund și la prima și la ultima. Stabilitate, nu trebuie să-i dăm notă lui Bellini, ci ar trebui să dăm notă conducătorilor federației. Asta și celor care au fost și celor de acum. Tu dacă ai fi acum, ai fi, să spunem, precaut în negociere în ceea ce privește legarea lui de mandat? Adică, e puțin diferit, pentru că atunci una e să ai 48 de ani și alta 68. Corect. Dar trebuie totuși o clauză puternică, adică dacă tot îl pierzi, măcar să ai bani ca să poți să-ți aduci un antrenor valoros. Că antrenorii valoroși vin pe bani mai mulți, trebuie să fim corecți, cam așa e. Da, da. Crezi totodată, apropo de că tot am ajuns la chestia asta cu contractul, că discutăm de un antrenor scump? Eu nu cred că federația are un buget care să-și permită. Cred că a fost impresionat de ofertă, în primul rând, probabil că nu se aștepta. Și mai cred că, cum spunem noi, are pe dreapta destul ca să nu fie atât de atent la detaliile financiare. Dacă spuneam mai devreme și vreau să iau doar ultimii 10 ani de mandatele lui și am luat de la început, 2011, Lens 4 luni, PAOK un sezon, Alcor 3 ani, Itihad 3 luni. Oricum faptul că stai la Alcor 3 ani e cum ai câștiga Liga Campionilor. Absolut. Deci este fabulos acolo să stai mare lucru. Vorbeam cu Liviu Ciobotariu, că a fost în emisiune aici și spunea și el, să închizi un campionat în țările arabe, cum ai câștiga campionat. Da, absolut. Da. După care Anver 3 ani, unde a făcut lucruri importante, Gen 27 de zile, 27 de zile. Da, asta, bine, acolo a fost o neînțelegere de start. Scandal și Panathinaikos 7 luni. Bun, deci avem 10 la experiență, da? Cunoașterea fondului de jucători. Asta, eu cred că nu trebuie să ia foarte mult timp. Să spunem că nu s-a uitat la meciurile unde au fost implicați jucători români. Cred totuși că la meciurile echipei naționale s-a uitat. E mare lucru ca un tehnician de valoare și cu experiența lui Bellini să se uite la meciurile echipei naționale din mandatul lui Mirel, că până la urmă jucătorii Mirel a adus foarte mulți jucători. Eu nu cred că există jucători, poate cei foarte tineri, pe care o să-i vadă, are ocazia să-i vadă acum, când începe campionatul, că cei foarte tineri joacă în România. Afară de Drăgușin, toți joacă în România. Vorbesc de cei tineri cu valoare. Nu? Adică nu-l pui pe Rațiu, deja îl poate să-l vezi, l-ai văzut la echipa națională. Nu cred că asta ar fi o mare problemă, adică i-ar lua foarte mult timp, mai ales că ce acțiuni sunt până în vară. Are două meciuri, Israel și încă unul, încă nu se știe. Încă nu s-a stabilit. Până în vară are timp să se pune la punct fără niciun fel de problemă. Trebuie să... pentru că aici e o discuție.
jucător român, felul în care comunici cu el, felul în care vin un antrenor și până la urmă la Național nu va avea foarte mult timp să îl învețe pe om, să relaționeze cu el, și aici m-aș duce și la comunicarea cu jucătorii, pentru că aici sunt niște discuții. Dacă vii la club, de exemplu, că voi ați adus antrenorul străin, ai adus, de exemplu, Roni Levi, da? Da. Dacă stai zi de zi cu jucătorii, este una. Aia te învață pe tine, tu înveți pe ei, la un moment dat se creează niște punți de comunicare, plus că mai ești tu, sau mai e, mă rog, da, cel care leagă relațiile, da? La Național nu e același lucru. Mm. Și spiritul ăsta al jucătorului român pare că nu e adaptabil la foarte bine la rigorile unui antrenor care să vină și să-ți spună niște lucruri foarte clar, foarte, în fine, genul vestic, dacă vrei, poate mai rece, poate... Eu nu cred că e așa rece. Nu? Eu știu că e cozor, adică l-am auzit și glumind. Nu cred că e... poate că figura calmului pare să spună altceva, dar eu cred că e un tip deschis care poate să relaționeze cu jucătorii. Uh-huh. Și dacă tu spui că acum 20 de ani, mărturisesc că prima dată când am aflat chestia asta, că dădeam mape la fiecare ziarist, păi la metodele de informare de astăzi și la, știu eu, staff-ul Federației Române de Fotbal, pentru că sunt acolo niște băieți chiar ok, uite, Cătălin Gheorghiu, care a fost jurnalist, dar nu știam ca jurnalist, îl știam pe celălalt, pe Cătălin Popescu, ca băiat cu care se poate discuta orice, băiat inteligent, e foarte ușor să informezi un om, pentru că sunt, e Andrei Vochin, care dacă, știm foarte bine, sunt, e Mihai Stoichiță, sunt oameni care îl pot pune în temă rapid. Nu cred că e genul de om care să nu vrea să colaboreze, să fie deasupra tuturor. Nu cred că e genul ăsta. Eu și discuțiile pe care le-am purtat, cu negocierile pe care le-am avut pentru a veni la Steaua, acum 10 ani și mai bine, 10 ani jumătate, mi s-a părut un tip foarte maleabil. Adică pentru mine era o, nu zic chiar un șoc, dar totuși vorbeam cu Bălăni. Are pentru mine, în momentul în care a ajuns, eu fiind stelist, și când l-am văzut pe Bălăni de la Târgu Mureș, venind la 31 de ani la Steaua și văzând că exact piesa care lipsea și că Steaua se vedea clar, din 2004 se vedea că Steaua va urca, totuși vorbeam cu Bălăni, pe care tot timpul, ca fotbalist, mereu l-am dat exemplu ca un fotbalist care astăzi ar fi jucat la orice echipă în lume. La orice echipă, la Real Madrid, la Barcelona, la Manchester United, la orice. Pentru că era impecabil. Da, absolut. Era și avea pasa lungă, și avea acuratețe, și avea intuiție, și avea și stângaci, și creier. Ieșit din comun. Deci perechea de mijlocaș central, Tudorel Stoica, Ladislav Bălăni, din punctul meu de vedere, a fost cea mai bună pereche de mijlocaș central din istoria fotbalului românesc, și prea puține echipe în lume, în perioada aia, aveau mijlocași de talia lor. Dovadă că au jucat normal. Și n-a fost o întâmplare că Steaua a ajuns să câștige în 86. Și după aia să mai facă continuare performanțe. Exact. Bun, deci la cunoașterea fondului de jucători... Da, asta cumva se îmbină cu celelalte două, cu comunicarea, cu conducerea, comunicarea cu jucătorii. Adică sunt... și eu cred că le poate împleti ușor. Nu cred că asta ar fi o problemă. Adică cine susține că, e rupt de realitate, nu știe jucătorii, mi se pare că face o mare greșeală. Vorbim de Bălăni, nu vorbim de, Daub, poftim. Da. Tu ai cu Daum, adică... Am cu Daum pentru că, cumva, vârsta, experiență, rezultate la nivel de... Daum a avut și rezultate la nivel de... Da, câștigător de titluri în Belgia, dar cu Bruges, da. În Turcia unde era legendă, doar că părea rupt de realitate. Eu nu cred că Bălăni părea și Daum atunci a forțat foarte mult, dar iarăși un lucru important apropo de cunoașterea jucătorilor, Daum nu a avut atunci timpul
pe care l-are Bellony acum. Deci un avantaj pentru Bellony. Avantaj Bellony, da. Da? Pentru că Daum atunci a venit imediat după Euro și a intrat în septembrie, cred că ceva de genul ăsta, am intrat în campania următoare. Diferență majoră. Și a intrat cu meci cu, Muntenegru. Care a ratat la Cluj, 0-0. În ultimul minut penalt. Da. Nu știi ce s-a întâmplat dacă... Deci notă pentru cunoașterea fondului... Să zicem 7, dar care în câteva luni poate să ajungă la 9, nu? Absolut. Da. Și acum revenim la povestea cu comunicarea cu jucătorii. Nu de alta, dar... Va fi o schimbare, pentru că Mirel avea era apropiat de vârstă. Exact. Era un tip care știa să-și atragă simpatia jucătorilor, țineau foarte mulți jucătorii la el. Poate că relația va fi puțin diferită. Eu spun că știu că și eu am îmbătrânit față de... îmi trec multe generații prin mână, dar eu reușesc și acum să fiu totuși apropiat de jucători. E interesant, uite, că de asta zic de relația cu jucătorii. Am pus-o special, pentru că m-am uitat așa. Și am văzut așa, la Royal Anvers a avut conflict cu Van Damme. Știu. La Hent a avut cu Yaremchuk. Da. La Panathinaikos cu Maceda, cu Viafanez și cu Hatzihiovas. Da? Deci el în ultimele mandate, am luat astea, ultimele, la Național România a avut probleme cu Ganea, cu Gâlcă. Cu Gâlcă la un moment dat a fost problema să se ducă Gâlcă să asiste la botezul tripleților. Nu a fost lăsat, era în cantonament. Ok. Și aici vii pe fondul ăsta de conflicte. Eu poate reprezenta o problemă? Problema asta se poate rezolva la primul meci oficial. Dacă ai câștigat, treaba merge bine. Dacă nu, se pot ivi. Dar știu eu, înclin să cred că problemele pe care le-a avut la echipele de club au fost și pentru că era o anumită presiune. A stat 27 de zile, clar că acolo ceva era în neregulă de la început. Să ai conflict cu Macheda... Mă rog, nu e foarte greu. Macheda se anunța o mare bubuia la United. Da, și mă rog, să nu au fost sărbători mari, să fim în fine. Cred că aici nu e chiar atât de mare presiunea, dar poate fi o problemă. Asta chiar poate fi o problemă. Poate fi o problemă. Da. Poate fi o problemă pentru că, într-adevăr, cu Mirel, și când n-au fost rezultate, și când s-a pierdut meciul din Armenia, de exemplu, totuși jucătorii au rămas în continuare atașați și jucau și pentru el. Asta spun indiscutabil. Da. Comunicare cu jucătorii, notă? Să zicem 6. 6. Păi na. Ok. Păi tu ai venit cu... Da? Păi eu nu știam. Asta e. Da. Și cu conducerea acum. Pentru că și aici e foarte important felul în care relaționezi. Da, aici nota e comună, e o medie între selecționerului, nota selecționerului și nota conducătorilor. Eu cum îl văd pe Răzvan Burleanu, îl văd un tip extrem de respectuos cu personalități de genul lui Bellony. Așa îl văd. Uh-huh. Adică eu nu văd vreodată pe Răzvan Burleanu purtându-se bossy cu Bellony. Dar vezi un potențial conflict stoichiță Bellony pe putere în federație? Cine să fie number one? Mihai Stoichiță nu poate să aibă conflict cu cineva, pentru că n-ar mai fi Mihai Stoichiță. El e un tip care nu e un tip conflictual. El e născut să aplaneze conflicte. Îl cunosc prea bine, adică chiar vă spun, n-are cum. Și dacă probabil Mihai Stoichiță nu și-ar fi dorit să vină Bellony, mă rog, un antrenor din generația lui și să aibă putere, nu-l bănuiesc pe Mihai Stoichiță că n-are inteligență. El cu asta s-a acoperit total, nu mai are niciun fel de problemă. Toată presiunea e pe Bellony. Păi dacă nici cu Bellony nu reușești rezultatele la echipa națională, cu cine ai putea să reușești? Nu-l văd sub nicio formă pe Mihai Stoichiță având probleme din punctul ăsta de vedere, nu. Și nu cred că Bellony e genul care să nu coabiteze perfect cu cineva.
Deci o notă pe comunicare cu conducerea nu vezi? Nu, eu văd spre o notă maximă și asta. Și asta. 10? Da. E, aici, comunicarea cu media. Asta trebuie să spuneți voi. Eu am avut șansa, pot spune așa, pentru că n-a petrecut foarte mult timp în România. Eram undeva pe la Târgu Mureș și era o perioadă în care nu avea echipă. Și era acasă la Târgu Mureș. Știu că m-am întâlnit undeva, el făcea mișcare dimineața de dimineață. Și o notă. Un lucru extraordinar. Din punct de vedere, și țin minte la fel că am discutat ultima oară la telefon anul trecut, era o informație legată de PAOK, de Panathinaikos. Foarte respectos a răspuns la telefon, a zis, nu pot să comentez foarte multe lucruri, vedem exact direcția și o să aflați. Mi se pare un tip foarte, așa cum l-ai prins tu, pentru că e totuși o diferență de ani în jurnalism între noi doi în perioada aceea cu echipa națională, eu l-am cunoscut mai târziu, un tip foarte jovial, un tip deschis, respectos și cu mass media, care știe să vorbească, impune respect și oferă respectul cuvenit. Și atunci, odată cu acest lucru, plus rezultatele pe care cu toții ne le dorim și cred că este, și vorbeam din toată lista, eu spun că era cea mai bună alegere, era numărul 1. Și eu peste cred... Petrescu era. Eu așa, eu pentru mine da. Bălănie era, peste Petrescu. Da. Pentru selecționer la momentul ăsta e indiscutabil. De ce? Pentru că e Bălănie și pentru că n-a câștigat campionate în România. Ok. Da, așa este. N-a câștigat campionate în România. Și pentru că la echipa națională nu ești... Tu nu antrenezi. Petrescu excelează la capitolul antrenament. Știe să antreneze. Știe să scoată pe moment cel mai bun la un jucător, dar îl antrenează zi de zi. Îl antrenează pe unul, îl antrenează în condiții dure în ziua meciului, pe cel care nu e în lot. Dar asta nu înseamnă că automat că e un selecționer care va obține rezultate. Nu se știe. E posibil să obțină, posibil să nu obțină. La echipa națională, ca să fii selecționer, trebuie să fii în primul rând, dar nu spun cumva ca o trimitere la Petrescu, trebuie să fii un gentleman. Clar. Nu poți să vii la echipa națională să comentezi arbitraje sau să te înjuri cu... Eu am văzut o fază, nu mai contează. De-aia, de exemplu, vezi că Șumudică nu a fost prins, că el a fost supărat, n-a fost pe lista celor 10. Să fie serios. Păi nu, eu vreau... Da. Când discuți de Bălănie, nu mai discuți de ceilalți de pe listă. Serios acum. Ce să vezi? Șumudică e pe ultimul loc, sau nu știu, ultimele locuri în Turcia. Preluat echipa prost și continuă prost. Și? El zice, doamne, n-am fost în primii 10. Okay. Nu zice că să nu fiu. El zice, cum să nu fiu în primii 10? Să fie unii care n-au experiență, vorbea de Mutu și să nu fiu eu. Deci eu nu mă refer nici la Șumudică, nici la Petrescu. Să fie lucrurile clare. Dacă aș fi președintele Federației Române de Fotbal sau președintele Federației Gaboneze de Fotbal, aș alege un antrenor pe profilul lui Bălăni, care să alerge la 60 ceva de ani, care să arate cum arată el, să aibă CV-ul pe care îl are, să nu vină să se certe. Eu am văzut o ceartă a secunzilor echipei noastre naționale care țipau la membrii staffului echipei pe care o întâlneam pe Național Arena, iar cei care erau îmbrăcați să rămâi în portocaliu, așa se uitau în alți, că așa e în țara aia. Sunt mai multe țări acolo, că sunt de jos, nu știu câte sunt, dar sunt de jos. Se uitau așa peste umăr, de-al de Cliver, de-al de... Ce vor ăștia? Cu cine se ceartă? Bla, 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 bla. Nu vorbea nimeni olandeza de la noi din staff. Adică astea sunt niște chestii, n-ai cum. Echipa națională cea mai... Trebuie să alegi cei mai buni oameni pe toate pozițiile acolo. Dar vezi, apropo de comunicarea cu media, este, dacă observi circuitul relațiilor media selecționer, a fost cam următorul la ultimii, da? Da. Deci, începe ideal. Dom'le, când vine, cucerește pe toată... Avea discurs. Da. Eu l-am avut aici la prima emisiune. Prima emisiune pe care a făcut-o în studio ăsta. Tu știi și germană. În germană a vorbit. Eram fascinat de... A zis, omul ăsta este un comunicator ideal, este fantastic. Da, și era și chestia că a venit un străin, venise, adică felul în care era ambalată toată povestea era fantastic, da?
și ne-am înțeles. Avea nume, e adevărat, nume avea. Nume avea, avea bun. Nume, avea un nume bun. Doar că lipsise... Noi nu mai băgam de seamă că nu mai antrenase în ultimii 3-4 ani. În fine. Deci, a fost primit foarte bine. Excelent, povestea, comunica cu media, cu nu știu ce. După care începe primul rezultat prost, după care media se aricește, după care se aricește și selecționerul, după care vine prăbușirea și finalul este ca îngrozitor, adică lumea nu te mai vrea, presa nu te mai vrea, tu ești... Bun, aceeași poveste contra. Contra vine, ne salvează de daum, entuziasmul la multe meciuri de pregătire câștigate, meciuri foarte bune făcute, nu știu ce, toată lumea fericită, dar urcăm, după care prăbușirea la sfârșit se termină totul cu scandalul cu nu știu ce. Mirel, până la urmă, cam la fel, plus minus, să spunem, da? Și de asta sunt foarte curios cum va gestiona Bălăni comunicarea cu media. Pentru că... Eu cred că are chef să comunice. Cred că are chef să comunice, pentru că dacă alege să vină, e clar că vrea să facă asta și poate că are și el o revanșă personală de luat, pentru că atunci n-a plecat foarte rău și a... Dar față de noi, relație cu presa. Da, atunci a dat, de noi, ne-a abandonat. Dădea peste microfoane, s-a enervat. Ne-a și abandonat atunci. Adică atunci a fost... A picat rău de tot. Urât. Are o revanșă de luat și din punctul ăsta de vedere, știi? Ca Paulo adică... Sousa acum la polonezi. Era aceeași situație cu, aia care, cu ăștia polonezii care sunt extrem de supărați că vine barajul, da? Da. Și lasă cu ochii în soare, s-a dus la Flamengo. Sau unde s-a dus? Da. Cred că Flamengo. Dacă... Ce să faci? Uite, acum se apropie carnavalul. Da, corect. Comunicare... Sunt care alegorice, e frumos acolo. Comunicare cu media. Voi să știți, voi ce credeți. Din experiența mea, i-aș da notă maximă. Pe alte momente eu nu am... Eu nu i-aș da notă maximă, dar... Hai să facem atunci o medie. După aia se bate cu Nadia. A promis de câteva ori că face niște lucruri, nu le-a respectat, dar înțeleg contextul. Știi care e treaba? Presa de foarte multe ori e enervantă. Adică știi ce se întâmplă? Câteodată chiar n-ai chef. Corect, și eu nu vorbesc de... Eu ăsta din ultimele luni, dar au fost la un moment dat, în momente de tensiune, după meciuri, întrebări anapoda, răspunsuri în doi peri și normal că se inflamează spiritele rapid. Așa, după ce se liniștesc, sau când trec ani peste, când apare și vă... Și la apare, când apare și Cluny apare George, pe ecrane. George. Da. Bun, comunicare media nouă? E ok. Hai să-i dăm nouă. La metodică e interesant, pentru că mie mi se pare că dacă federația trebuia să facă ceva, era să se gândească la un selecționer care, într-un fel sau altul, să continue ce a început Rădoi sau ce a făcut în ultima perioadă, chestii care au fost bune. Adică aducerea lui Petrescu mie mi se părea total antagonică. Da, te îndurceai în timp cu metodele. Nu știu cu metode, dar cu lot, alt lot. Adică Petrescu, sunt convins că vedea total diferit, că nu-mi închipui că începea Petrescu cu... Îl naturaliza pe Culio. Sau pe Fabiani, dar nu... Nu știu. Nu, aia glumim. Glumim și Petrescu știe de glumă. Sau nu, dar... Eu, dacă acum 20 de ani avea metode revoluționare, nu-l bănuiesc pe Brani că nu e acum upgradat cu tot ce înseamnă updatat și upgradat. Serios, adică eu cred că va fi tot ok. Și acum ce se întâmplă? Metodică. Ai platforme. Puține zile. Da, dar ai posibilitatea. Nu cred că există club la care să evolueze un jucător susceptibil de a fi selecționat. Care să nu pună la dispoziția selecționerului toate datele jucătorului respectiv. Eu, de exemplu, mă ofer cu toate datele. Noi avem, cred că pot să spun asta, ce sistem de monitorizare avem. Noi avem un catapult. Avem sistemul catapult de monitorizare și oricând, că va fi Bernie sau alt selecționer, cu Mirel oricum vorbeam și eram deschiși, absolut orice membru al staffului, trebuie neapărat selecționerul, are oricând acces la ce avem noi stocat și avem o bază de date, avem oameni care se ocupă de asta. Chiar avem fostul analist video al echipei naționale, Marius Francisc, care a fost, dacă nu mă înșel, chiar și cu Daum. Nu știu sigur. Vreau să vă zic o poveste interesantă legată de Bălăni. L-am sunat exact la începutul pandemiei.
Când apăruseră... Să-l întreb cât mai ține, poate. Ce se aude, calitate de medic stomatolog. Și l-am sunat să... Era la Anver în perioada respectivă. Începuse pandemia și apăruseră seturile alea de reguli. Că nu pot să apară decât, nu știu, 4-5 jucători în același timp pe teren. Erau primele antrenamente permise. Da? Da. Și în Belgia se dăduse chiar la momentul respectiv seturile respective de regulă. La noi încă nu era. Cred că eram în continuare în lockdown. Și îl întreb, ce faceți? Și face, inventez antrenamente. Cum adică? Păi tot ce am învățat la școală în Franța nu mai este valabil, pentru că acum trebuie să găsesc la Clairefontaine tot ce am învățat este degeaba, pentru că acum trebuie să regândesc antrenamentele pe grupe foarte mici și să văd cum la un moment dat le corelez echipele respective, pentru că am voie doar, nu știu, aveau voie doar vreo 3 sau 4 ceva de genul ăsta pe teren în momentul ăla. Erau chiar, repet, exact atunci se dăduse drumul și nu se știa exact cu virusul. Și am stat să mă gândesc la dificultățile pe care le are orice antrenor. Astea sunt provocări, sunt pariuri personale. Un antrenor care este dedicat vrea să aibă provocări de genul ăsta. Iar el, Bellone, pare un tip meticulos. Un stomatolog nu poate să nu fie meticulos. Că nu poate să, să vină asistenta să-i spună lipsesc 3 dinți, spune-i 2 de lângă. Nu merge așa. Știi? Adică, n-are cum. Mă gândesc. Cred că nu. Și sper să se termine odată cu pandemia. Tot sperăm. Da. Bun, metodică? Notă? 10. Nu, absolut. Nu cred că poate să fie cineva mai bine pregătit decât Bernie. N-a lipsit din circuit. Corect. Și n-a fost în, la nivel. Belgia are. Vorbim de Belgia. Belgia e, cred că, locul 1 național, Belgia e locul 1 în lume acum. Mă rog, statisticile alea sunt cum sunt. Dar totuși spun ceva. Mulți jucători sunt în națională care acum 2-3 ani jucau în campionatul lor. Adică Bellone a antrenat în Belgia, n-a antrenat în, să nu vorbim de un campionat mult inferior, nu. Cred că stă bine. 10. Da. Stabilitatea, ultimul aici Bellone pare întotdeauna a apărut un tip sensibil la oferte bune. Adică a avut chestia asta. E partea unei generații care A pus preț și pe preț. Adică e un tip, din ce aud și din ce știu, nu e un tip nematerialist. Nu e un tip lipsit de interes când sună cineva din stânga și din dreapta. Mă întreb, a ajuns la vârsta la care a renunțat să se mai gândească la o echipă de club? Adică e posibil Există... Hai să sunăm pe Mircea Lucescu să-l întrebăm dacă există vârstă la care poți să renunțe. E Naționala României stația... Vrea să-și încheie oare cariera cu Naționala României? Nu pare... nici fizicul nu spune asta, că ar vrea să-și încheie cariera. Cred că mai aduce mult. Cred că e de genul lui Mircea Lucescu. Acum, spun ceva. N-am avut nicio idee că vii cu tabelul ăsta. Pare exact cum erau mediile în carnetele noastre de note la liceu, să spunem. Limba și literatura română, matematică, lucru manual, științele naturii, educație fizică, așa, jos, ce era cel mai important? Purtare. E, poți să ai 10 pe linie. Pe vremea mea, dacă aveai sub 7 la purtare, erai repetent. Așa era. Eu n-am prins perioada, dar știu că... Eu am fost o perioadă mai proastă. Nu prindeai sigur... Nu luai premiu dacă aveai... sau orice mențiune, dacă aveai sub 10 la portare. Okay. În fine, asta, stabilitatea poate să anuleze toți decarii dacă, într-adevăr, nu există clauză care să confere stabilitate și, sau dacă pleacă la... La prima strigăte. La primul trill. Nu cred. S-au schimbat multe de atunci. Și nu pare omul care să mai facă o dată chestia aia nefăcută. Cum era filmul ăla cu Julia Roberts, care tot fugea de la nuntă, cu Richard Gere. O prostie de film. Un film tâmpit. Pretty Woman. Nu, au refăcut niște ani și ea tot fugea de la nuntă. Nu, adică când ajungea la altar...
pleca. Nu știu, eu știu cu Hugh Grant, Four Weddings, Four Weddings and a Funeral. Excepțional. Bun, deci la stabilitate nu știu ce notă îi dăm. Asta e o notă greu de dat. Sunați-l pe... Sunați-l pe Răzvan Burleanu dacă semnează Beleni, să vă spună el dacă l-a pus, dacă, pus... E, dacă e pus ancora sau dacă da, avem ultima impresie lăsată, de aceea altfel n-am fi avut. Lăsăm aia și o să-i dăm notă. După... O să-i dăm notă în 1, 2, 3, 4 ani, nu știu, depinde de cât o să fie contractul, dacă e de 4, 2 mandate, 2 campanii. Să fie cât mai lung, asta înseamnă că să avem rezultate. Și acum am zis, mai în glumă mai în serios, când am fost întrebat pe ce loc cred că va termina echipa națională, am spus că din grupa de 4 am zis că pe podium. Mă rog, a fost o glumă. Nu știu dacă. Acum, deja, dacă va fi Beroni, în opinia mea, șansele cresc. Mie îmi place. Un lucru interesant a spus Daniel Pancu într-o emisiune, a fost aici imediat după ce Mirela a anunțat că pleacă și se știa că pleacă. Și vreau să vedem fragmentul respectiv din emisiune, ce a zis Pancone la momentul respectiv și să-l comentăm. Următorul selecționer, dacă nu rămâne Rădoi, va fi un norocos. Mai vorbim, peste un an. Următorul selecționer, dacă nu rămâne Rădoi, va fi un norocos. Pentru că echipa asta va funcționa. Tu zici că Rădoi a pus niște baze sănătoase. Exact. Interesant ce zici. Adică ție ți se pare că echipei ăsteia îi lipsește foarte puțin ca să facă performanță? Da. Da. Și ce îi lipsește? Încă un an în plus de rodaj. Deja nucleul există, jucătorii vor fi peste un an la o vârstă optimă pentru performanță. E un beneficiar, Beloni, al unui... Tu vezi eu la fel lucrurile? Eu am alte opinii. Spune-le! Echipa națională este cea mai bună echipă pe care, în opinia selecționerului, care poate evolua în ziua aia. Chestia asta, când aud de proiecte, când aud de vârstă optimă, când aud, nu-mi vine să cred că se discută de și discută oameni care au fost și au jucat și au antrenat și nu. Pentru că este o chestie. Păi eu știu un jucător care azi arată foarte bine, cum va arăta în iunie, poate nici va fi accidentat. Adică mi se pare atât de lipsit de logică. Eu bine, poate că și formația mea e alta și eu vreau logic, în totul logică vreau să văd. N-are logică să spui că există nucleul la echipa națională. Nu ne comparăm cu ce a fost înainte. Nucleul era atunci. Jucătorii erau prea buni, nu se accidentau. Cicopescu juca, Hagi juca, Petrescu juca, Lupescu juca, Belodedici. Jucau toți, Dorinel. Cât se accidentau? Aici, nici nu știi. Ai atacant la momentul ăsta? Vine pe Beroni. Ai atacant, ai numărul 9 clasic pentru echipa națională. Poftim, poate vrea să joace 4-2-3-1. Spuneți-mi un atacant, la momentul ăsta, un număr 9 cu care să se bată cu Finlanda, poftim. Nu, n-ai un număr 9. Atunci omul trebuie să... Dar aici e o chestie tot de logică, întreb eu. Pentru că noi nu avem valoare individuală, valoarea individuală a altora, da? Sigur. Logica îți spune că doar având niște relații de joc și încercând să construiești o echipă și să sper că jucătorii nu se accentuează, dar să construiești niște relații de joc, doar așa poți, având un să spunem, un monolit, dacă vrei așa, că poți să faci ceva. La echipa națională nu ai timp să construiești, că nu e de construcție. Poți să dai de meșterul Manole. Îl angajezi pe meșterul Manole să construiască. Și dacă nu intră cineva în debarasă, e complicat. Okay. Sunt păreri și păreri. Absolut. Păi, absolut. Eu nu știu, nucleu. Există doi fundași centrali, știm care sunt. Unul e Chiricheș, care sperăm și ne rugăm să fie apt, pentru că altfel avem o problemă monumentală. Da. E limpede lucrul ăsta. Al doilea nu se știe cine. Poate să fie Nedelceanu, poate să fie Burcă, poate să fie altul, poate să apară Pașcanu, care ziceau că nu știu ce, sau Rus, sau nu se știe. Nu avem. Fudat stânga nu prea avem, cu tot respect. Da.
Fundaș dreapta, se pare că Mirel l-a nimerit pe Raciu, a arătat bine. A ajutat bine. Mijlocași avem, dar avem cam optari toți. Răzvan Marin e spre optar, Cicăldău e spre optar. Vorbesc de cei care n-au fost la noi, ca să nu spui că împing eu jucătorii care au fost la noi, nu știu ce. Atacanți lateral nu sunt probleme, sunt. N-ai număr 9. Ai un număr 10, dar nu știi cum vrei să joci. Vrei să joci cu doi mijlocași centrali și cu Stanciu în spatele lor. Mai e și Ianis, care e un jucător special. Trebuie să gândești echipa într-un fel dacă l-ai pe Ianis. Sunt foarte multe necunoscute. De aia mi-e greu să vorbesc eu, după 30 de ani de fotbal, la cel mai înalt nivel în România, că tot e un nucleu să face. Nu e niciun nucleu. Trebuie să vedem cei mai în formă jucători, echipele care sunt cel mai bine antrenate, ne uităm la parametrii, care sunt extrem de importanți, faptul că Răzvan Marin joacă meci de meci, chiar dacă echipa e undeva la în zona de jos, dar a fost și anul trecut și a scăpat, dar este un jucător care ți-e greu să nu-l iei pe Răzvan Marin să-l bași titular la echipa națională, că joacă într-un campionat foarte, foarte complicat. În rest, unde mai joacă ai noștri? Nu prea mai joacă. Păi nu prea mai joacă. Ai problemă. Da, bine. Și asta cu forma, vezi, că depinde și de stilul de joc. A venit Deac la Națională și nu părea din sistemul lui Rădoi. Părea din alt film. La CFR Cluj era impecabil. Uite, o să desconspir. Da, asta e situația. Când a fost vorba, că cumva m-a scus și eu, Gigi a zis să luăm pe Deac. Eu am vorbit cu Stăncioiu, cu Edi Stăncioiu, un băiat în care avea foarte mare încredere, că e un tip cerebral, Edi Stăncioiu. Și Edi Stăncioiu mi-a zis așa: Deac este un jucător excepțional. La CFR, dacă îl scoți din zona lui de confort de acolo, nu poate să dea randament, cel puțin așa îl văd eu. Mi-a zis Edi. Și am zis, uite ce, bă, că nu, că e bun. A rămas la CFR, joacă senzațional, nu îmbătrânește. La echipa națională a venit. Și nu a dat randament. Realitatea asta este. Poate să fie și asta o explicație, ce a spus Edi. Da. El acolo e de acolo. Deac, știi că e în Alb sau în Vișiniu. De acolo este. Da, sunt până la urmă cazuri. Sunt și jucători, da, sunt mulți. Vorba aia, e plină istoria de jucători care arătau foarte bine într-un anumit loc. Și chiar la echipele naționale n-au putut să dea randament. Da, spunem pe de altă parte, am văzut astăzi lotul, a apărut o poză pe Facebook-ul vostru cu lotul cu absolut tot. Vreau să discutăm așa, deci s-a reziliat cu Budescu oficial. Da, a fost ieri și a rămas bun, emoționant. Budi e un băiat de senzații. A fost emoționant? Da. Eu, numai când eu sunt și eu pe grupul jucătorilor și când am văzut că noi ne-am luat, rămas bun, dar oricum o să ne mai întâlnim, că zicea că noi jucam tenis după între antrenamente și a zis, păi, o să fie și eu pe la tenis. El e foarte simpatic și odată n-a ridicat o problemă. Nemulțumit că nu joacă sau să nu există, e dulceață. Și când am văzut că și-a rămas bun și că scrie ceva, dar normal că nu ai cum să nu te emoționezi. Spunea Dani Coman că poate nu s-a simțit suficient apreciat în perioada asta și că de-aia n-ar fi dat. Dani Coman n-are cum să știe el de la Hermannstadt ce se întâmplă la FCSB, la Steaua, după cum nici eu nu știu ce se întâmplă la Hermannstadt. Ok, deci a fost apreciat. E nașul lui, da, normal el spune, domnule, sunt normal subiectiv. Spune, n-are de unde să știe Dani Coman. Da. Spune de Cheșe, totodată... Și eu pot să spun că Plazonia ar trebui să joace mai mult decât joacă la Hermannstadt, că nu e apreciat și din alt. Bine, probabil gândindu-se că el este genul de jucător care întotdeauna a fost un pic alintat pe oriunde a fost. Da. A primit ceva în plus, da? Un 5%, 10% în plus și el și Ali Bek. Toată cariera au primit chestia asta. Au fost nu știu. Un plus de alint. La momentul ăsta, o iau de la cap la coadă. Da. Mamut mai are până să intre cu echipa. S-a operat în Slovenia în decembrie, a avut o prima parte de recuperare în Croația, acum se recuperează la noi. Bine. Spune-mi de Cheșeru un pic, pentru că înțeleg... Cheșeru are o mică problemă de ordin fizic, nu medical, de ordin fizic, dar se pune la punct fără nicio problemă. S-a stabilit cu el un modus vivendi? Nu. Ce a discutat patronul în media e una, noi avem, noi nu discutăm alea, noi ne facem treaba, fiecare știe ce are de făcut. Claudiu Cheșeru e un profesionist desăvârșit, are școală făcută în Franța, deci
Ca Belloni. Exact, da. A debutat odată la Nant cu Paie. Odată cu Paie. Așa. Adică nu va fi o problemă al faptul că va fi rezervă. Nici nu se știe dacă va fi rezervă. Da, adică el dacă va arăta foarte bine, să nu aveți impresia că să presupunem că pe noi jucăm pe 23. Gigi nu se uită la niciun antrenament, habar n-are de nimic. Încredere are. E cheșerul mult mai bine decât ceilalți. Jucați toată cu cheșerul. Nu există așa ceva, că după aia se enervează după meci când nu iese bine și se întâmplă, ți-a întâmplat cu, după meciul cu Sepsi și a avut dreptate, că m-a cerărit Sepsi, ce să mai discutăm. Bun, în mai departe, deci, da. Gheorghe e bine, okay, Iani Stoica face, Iani Stoica și Perianu fac separat, dar o să intre de săptămâna viitoare normal. Andrei Tănasă, un copil, 2002, generația lui Iani Stoica și a lui Octavian Popescu. Coman face normal. Normal, deci normal, fără niciun fel de problemă, Dumitru ok, Cordea ok, Musi, o să auziți de el, Olaru era chiar în mare formă azi, Cicio e bine, Waida e bine Cicio? Și el. Cicio, da, așa zice. Perianu v-am spus că urmează să intre și el normal, Ovidiu Popescu al nostru, Matei Tănasă, care are 16 ani, făcuți în toamna asta, care este fratele lui Andrei Tănasă, dar care este un tânăr în care eu văd o perspectivă excepțională. Deci ce joacă? Joacă inter sau atacant lateral. Ca Musi, puțin diferit. Spre Octavian Popescu la calități, dar cu o maturitate ieșită din comun. Foarte bun jucător. Se face jucător, înscris dau că se face jucător, pentru că dacă la Niță m-am păcălit, deși a arătat bine când a debutat, dar faptul că n-a fost foarte serios el i-a dăunat, aici e 100%, nu există, dacă intri, trebuie să bați în ușă că nu crezi că sunt cameră, frați. Atât de cum ei sunt. Tănase a rămas, nu s-a mai plătit clauza, dacă se plătește clauza, pleacă, deocamdată nu se plătește. Deci da, dacă se plătește până la sfârșitul perioadei de mercat, poate să absolut. Okay. Credeți-mă că el are un statut special, într-adevăr. Față de mine, cel puțin, are un statut special, că țin foarte mult la el, e foarte apropiat de mine. Te deranja ce a zis de el impresarul ăsta, care l-a adus pe Planici? Aia, Zvonko e prietenul meu, fratele meu. Na, nu pot să mă supăr. Zvonko vorbește, e încrâncenat când vorbește. Nu pot să mă supăr. Orice ar zice Zvonko, nu mă supăr. E chiar fratele meu. Tănase, îi spuneam azi, cum ești, factorul psihofizic, glume, nu avem nicio problemă. Se antrenează excepțional. Bun. Așa, Octavian Popescu e bine și a luat și carnetul de conducere din prima, a luat sala și traseu. Șut e ok. Șerban a ieșit ieri din antrenament, dar nu are probleme foarte mari. Vinicius vine mâine. Ok. L-am lăsat... era normal că a mers. Radunovic e bine, va fi suspendat. Cristea e bine, Haruț bine, Miron bine. Panțăru mai are cam două luni până când va face cu echipa. Mai poate să joace Panțăru? Da, 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 o să poată juca. O să poată juca, doar că a fost nevoie de încă o intervenție la profesorul Mariani, pentru că a avut o accidentare ciudată. Da. Crețu urma, iar deportari... a crescut media de înălțime. Copilul astăzi s-a antrenat, a avut aceleași minute ca ceilalți trei și a fost de excepție. Maxim. Maxim, care n-a făcut 15 ani.